Vara aceasta, copiii din centrele de plasament se vor bucura de vacanță. Aceștia vor pleca în tabere, diverse excursii sau în familiile lor. Vacanțele sunt destinate copiilor din sistemul de protecție, precum și celor cu dezabilități sau cu nevoi speciale. Pe perioada vacanței de vară ne-am gândit să realizăm un program pentru copiii din sistemul de protecție, în așa fel încât să le oferim toate posibilitățile pe care ne le putem permite, să-i trimitem în tabere, în excursii. De asemenea, vor fi învoiți în familie. Peste 145 de copii vor pleca în tabere la Gafton, Voroneț sau Bușteni. O parte din aceștia vor ajunge și pe litoralul românesc, în Vama Veche sau stațiunea 2 Mai. Avem tabere organizate la Gafton, la Mare, la 2 Mai, la Vama, la Voroneț, la Bușteni. În total, un număr de 145 de copii vor avea posibilitatea să participe la aceste tabere. Alți 67 de copii vor merge în sânul familiei. Printre aceștia se numără și 5 copii cu rezultate deosebite în diferite ramuri sportive care vor participa și la diverse competiții sportive, dar și culturale. Avem un număr de 67 de copii care vor fi învoiți în familie și un număr de aproximativ 5 copii care vor participa la diverse competiții sportive. Pentru ceilalți copii ne-am gândit să le oferim un program de vacanță în așa fel încât se beneficieze și de o excursie, de o ieșire în natură, un grătar, o piscină, toate acestea organizate în colaborare cu partenerii noștri, ONG-uri și, bineînțeles, cu sprijinul bugetului pe care îl avem la îndemână. Prin organizarea acestor deplasări se urmărește o mai bună integrare în colectiv a copiilor.